Suntem la a treia ediție ReVino Bucharest Wine Fair. 33 de crame mici și mijlocii din România și 2 importatori. Degustări de vinuri premium, birou de turism viticol, întâlniri cu enologii și cu proprietarii de crame, peste 1500 de vizitatori care se bucură de soiurile locale și internaționale. Să invit pe toți cei care se uită să fie curioși, în primul rând. Pentru că vinul este în continuă evoluție. Spumantele românești sunt din ce în ce mai variate, din ce în ce mai multe, mai elaborate, iar cele care sunt cu adevărat autentice sunt foarte competitive. Pentru Le Manoir este prima dată ca și exponent la ReVino. Sunt multe persoane interesate de vinuri, sunt chiar persoane care vin două zile la rând ca să aibă o experiență mai completă. Am auzit cu toții de experiențele de tasting de pe afară și cred că avem tot ce ne trebuie în România. Vinurile, le știm cu toții, sunt foarte bune și cred că orice ocazie pentru a le consuma e binevenită. Văd că tineretul este foarte preocupat de vizitarea cramelor, de degustări. Ne dăm seama anul ăsta că turismul viticol are un potențial fantastic. E o oportunitate pentru toți oamenii să se apropie de vinurile pe care noi le facem în România și să afle mai multe despre potențialul zonelor în care se cultivă vița de vie. Pentru mine a fost o surpriză grozavă, pentru că jumătate din cramele reprezentate aici îmi erau necunoscute. Da, sunt consumator și descoperitor de vinuri românești cu multă încântare.